Bună seara, avem primele rezultate. Cum le contabilizați? Cum le cuantificați? În primul și în primul rând se vor cuantifica printr-o guvernare în interesul cetățenilor. Și aici vreau să le mulțumesc tuturor celor care astăzi au venit la vot și ne-au acordat încredere. În al doilea rând, consider că a venit momentul ca România să demonstreze că este o țară puternică și că, într-adevăr, românii au îndrăznit să creadă în România. Doamna Roxana Bațurcă. Eu, în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor care au ieșit la vot și și-au exprimat dorința de a avea un nou guvern și, bineînțeles, și pentru Călăraș de a avea senatori și deputați. Aștept rezultatele, eu sunt mai cu emoții, sunt convinsă că vor fi rezultate foarte bune, dar după rezultate probabil că o să fiu mult mai încrezătoare. Echipele de campanie, sunteți mulțumiți? Cum s-a lucrat? Da, oamenii s-au mobilizat. Cred că fiecare și-a făcut treaba acolo unde a fost. Cred că și-au făcut treaba mai mult decât au sperat unii, să știți. Și aici trebuie să-i felicit pe toți. Trebuie să ne felicităm între noi, ca să spun așa, pentru rezultatul obținut atât la nivel național, cu siguranță cel pe care l-am obținut județul Călăraș. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, care ne-au votat și chiar și celor care nu ne-au ajutat pentru că ne-au făcut să fim mai curajoși și mai îndrăzneți.